Urzica, beneficiile uimitoare ale plantei înțepătoare. Urzicile sunt răspândite peste tot în lume, unde există climă temperată. Aceste buruieni sunt de fapt alimente medicament, cărora ar trebui să le acordăm mai multă atenție. Ele sunt plante foarte lacome, care absorb din pământ cantități mari de substanțe nutritive, pe care le depozitează în rădăcini, tulpini și frunze. Iar noi putem beneficia de aceste substanțe nutritive consumând urzici cât mai des cu putință. Urzica este o plantă erbacee care crește în zone cultivate sau necultivate, în grădini, izlazuri, pe lângă șanțuri, pe lângă drum, în marginea apelor, în păduri sau pe locuri grase unde au fost stâne de oi. Urzica este curativă începând de la rădăcină, continuând cu tulpina și frunzele și terminând cu florile. Încă din antichitate, urzica se bucura de multă apreciere. Frunzele emană substanțe, acid formic, care în contact cu pielea produc urticarie, o inflamație specifică însoțită de usturime și prurit intens, de unde și denumirea latinească a plantei. De la urzică se folosesc frunzele recoltate cu mâna protejată cu mănuși. Este foarte important ca ele să fie culese de la plantele foarte tinere. Urzica conține substanțe proteice și glucidice, steroli, ulei volatil, acid acetic, acid formic, vitaminele A, B2, C și K, tăruri minerale. De asemenea, urzicile conțin histamină, urme de acid formic, și o toxină încă incomplet identificată, despre care se știe totuși că este responsabilă pentru efectul urticant la nivelul pielii. Urzica are valoroase proprietăți diuretice. Extractele de urzică favorizează transferul acidului uric din țesuturi în circulația sanguină și cresc eliminarea acidului uric prin urină. Există studii care sugerează că extractele din frunze de urzică au proprietăți antialergice. În fitoterapia tradițională, se consideră că urzica are proprietăți hemostatice, astringente, antidiareice, antiinflamatoare, cicatrizante, hipoglicemiante, antianemice și remineralizante. Datorită substanțelor sale active, urzica este de mare ajutor în cloroze, anemii și alte boli grave ale sângelui. Asociată cu alte plante medicinale, urzica este folosită cu succes și contra leucemiei. Efectele benefice ale acestei plante își găsesc aplicație terapeutică în afecțiunile metabolice, afecțiunile reumatismale, în special gută, precum și în unele cazuri de litiază renală. Studiile științifice arată că extractele din rădăcină de urzică au efecte favorabile în hipertrofia benignă de prostată și afecțiuni alergice, cum ar fi, de exemplu, rinita alergică. În medicina tradițională, preparatele din urzică sunt recomandate în afecțiuni cum ar fi plăgile atone, ulcerele varicoase sau hemoroizii. Celor care suferă de orice fel de alergie, le este recomandat să bea ceai de urzici o perioadă mai îndelungată. Această plantă anihilează predispoziția la răceli și combate afecțiunile artritice și reumatice. De asemenea, urzica poate ușura procesul de urinare la bărbați, mai ales dacă prostata este inflamată. Urzica este un diuretic, ajută corpul să elimine acidul uric și bacteriile care cauzează infecții ale tractului urinar și pietrele la rinichi. Totodată poate scădea tensiunea și ușura sindromul premenstrual. Obiceiul antic de a te lovi cu urzici are o explicație plauzibilă.
Aparent, planta conține antihistaminice și antiinflamatoare naturale. Se credea că frunzele înțepătoare ajută pătrunderea acestor substanțe în locurile afectate. Urzica este cunoscută pentru acțiunea ei benefică asupra organismului uman și anume, vitaminizează, remineralizează și echilibrează sistemul de apărare al organismului. Elimină starea de anemie, acționează bactericid, limitând sau înlăturând multiplicarea bacteriilor. Are efect benefic în bronșite și astm. Fluidifică secrețiile bronhice și favorizează eliminarea lor prin expectorație. Combate tusea. Urzicile stimulează metabolismul și secreția bilei, cea pancreatică, gastrică și intestinală. Totodată stimulează peristaltismul intestinal, mișcările tubului digestiv provocate de musculatura acestuia și digestia. Urzicile sunt benefice în combaterea problemelor digestive, precum diareea, dizenteria și stările inflamatorii ale mucoasei tubului digestiv. Acționează împotriva viermilor intestinali. Activează procesele fiziologice de formare a eritrocitelor, leucocitelor și trombocitelor. Fluidifică sângele. Activează regenerarea țesuturilor și epitelizarea, cicatrizând rănile. Influențează favorabil reumatismul și guta. Urzicile sunt tonic capilar și combat mătreața. Asigurați-vă că purtați mănuși când culegeți urzicile. Iată în continuare cum se administrează în mod benefic această plantă. Infuzia pentru uz extern se prepară din 50 de grame de frunze la 1 litru de apă și se aplică sub formă de spălături sau comprese. Infuzia preparată din 2 linguri de frunze la o cană cu apă se folosește sub formă de gargară în stomatite. Pentru uz intern, de exemplu ca adjuvant în bolile reumatismale, gută, litiază renală, ori diabet zaharat, se prepară o infuzie dintr-o lingură de frunze la o cană cu apă și se beau 2-3 căni pe zi. Având o influență pozitivă asupra pancreasului, ceaiul de urzici scade nivelul glicemiei. El vindecă bolile și inflamațiile căilor urinare, precum și retenția urinară patologică. Având în același timp un efect ușor laxativ, este recomandat mai cu seamă pentru o cură de primăvară. Se pot folosi și urzici uscate, 2 lingurițe la o ceașcă de apă fierbinte, și beți infuzia de 4 ori pe zi. Ceaiul se bea fără zahăr. Puteți însă adăuga mușețel sau mentă pentru îmbunătățirea gustului. În medicina populară, cura cu ceaiul de urzici este propusă pe o durată de mai multe săptămâni în afecțiunile hepatice, biliare și splenice, chiar în cazul tumorii la splină. La secreții abundente ale stomacului și aparatului respirator, crampele și ulcerele stomacale, ulcerele intestinale și bolile de piept. Pentru a menține substanțele active, ceaiul se prepară doar prin opărire. Ca mijloc profilactic însă, se bea o singură ceașcă cu ceai de urzici zilnic tot timpul anului. Puteți mânca frunze proaspete sau fierte de urzici ca pe orice legumă. Planta este bogată în vitamina C. Prin urmare, apa în care au fiert poate fi consumată în loc de ceaiul obișnuit de urzici. Unii cercetători afirmă faptul că ceaiul de urzică are proprietatea de a dizolva nisipul din rinichi și de a influența favorabil reumatismul și guta prin eliminarea clorurilor și acidului uric. Urzica are însușirea de a opri hemoragiile datorită vitaminei K, recomandându-se în hemoroizi, menstruații abundente și neregulate,
hemoragii uterine după naștere. În diaree, urzica are rolul de a micșora flora microbiană care a provocat afecțiunea, ducând la vindecare. În diabetul zaharat, ceaiul de urzică în amestec cu frunze de dud, nuc și teci de fasole face să scadă zahărul din sânge. Urzica are proprietatea de a scădea glicemia și de a preveni diabetul, dar, desigur, și de a trata diabetul. Bolnavii de diabet trebuie să consume suc proaspăt de urzică, vreme de 3 luni, cu 2 linguri de suc pe zi. Ceaiul de urzică influențează în bine bronșitele. Salata și sucul de urzici proaspete au un efect imunoreglator minunat, fiind de mare ajutor în bolile respiratorii cu substrat alergic, printre care și astmul. Se face o cură de lungă durată, o lună-două, timp în care se va consuma câte un pahar de suc de urzică, de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Acest tratament ameliorează reacțiile alergice, ajută la decongestionarea căilor respiratorii de secreții și previne apariția crizelor de sufocare specifice astmului. În hemoroizi, urmați de hemoragii, se recomandă un ceai preparat astfel. Dintr-un amestec de frunze de urzică, flori de coada șoricelului, din fiecare câte 20 de grame, și 60 de grame de coajă de crușin, se ia o lingură și se opărește cu 2 pahare de apă. După 10 minute se strecoară și se bea câte un pahar și jumătate la culcare. Acest ceai ajută și la tonifierea stomacului. Urzica este una dintre cele mai bogate plante în clorofilă, substanța mult întrebuințată în industria cosmetică și dermatologie pentru proprietățile sale dezodorizante, de a stimula refacerea țesuturilor, opri supurațiile, folosindu-se la vindecarea rănilor, tratamentul ulceros varicos și diferite afecțiuni ale gurii. Cercetările au descoperit acțiunea antimicrobiană a urzicii față de anumiți agenți patogeni, în special a celor care provoacă dezinteria. Anemia este una dintre principalele afecțiuni pe care urzica o previne și o tratează. Se recomandă o cură cu ceai de urzică vreme de o lună de zile. Paraziții intestinali pot fi combătuți cu ajutorul decoctului de urzică. Câte 2 căni vreme de 10 zile, cura repetându-se odată la 2 luni. Sucul de urzică vă scapă de colonul iritabil. Acesta are efecte cicatrizante și calmante, ajută la refacerea țesuturilor de protecție din tubul digestiv, lezate sau distruse de procesele infecțioase, de substanțele toxice din alimente sau din băuturi. Se poate consuma atât urzica în stare crudă, cât și fiartă. Frunzele de urzică proaspete sau fierte ajută la eliminarea apei acumulate în organism, elimină surplusul de sodiu și relaxează musculatura netedă a vaselor de sânge, reglând astfel tensiunea arterială într-un mod natural. Iar asta înseamnă că cei care consumă urzici sunt mai puțin predispuși la crize de inimă dureroase și își măresc capacitatea de efort. Infuzia se prepară dintr-o lingură de frunze la o ceașcă cu apă. Se beau 2-3 căni cu ceai pe zi. Sub formă de băi, frunzele și rădăcina de urzică, împreună cu rădăcina de brusture, se folosesc pentru întărirea rădăcinii părului, combaterea seboreei și a mătreței. Tinctura de urzică se utilizează intern ca adjuvant în anemii ușoare, astenii, îmbunătățirea tonusului și rezistenței organismului, detoxifierea organismului. Pentru uz extern, tinctura de urzici poate fi folosită ca atare pentru tratarea afecțiunilor cutanate, precum eczemele, acneea ori excesul de sebum, însă poate fi și incorporată în măști de păr, care stimulează regenerarea părului. Iată cum se obține.
Rădăcinile scoase din pământ primăvara sau toamna se spală cu o perie și se taie mărunt. Se umple cu ele o sticlă și se toarnă deasupra rachiu de secară de 40 de grade. Se lasă 14 zile la loc călduros. Pentru băi de picioare, rădăcinile de urzică bine spălate și periate, 2 mâini pline, sau de urzici proaspete, tulpină și flori, aceeași cantitate, se lasă peste noapte în 5 litri de apă și se încălzesc a doua zi până dau un clocot. Se introduc picioarele în baia făcută cât se suportă de fierbinte și se țin 10 minute. Urzicile rămân în apă în timpul băii. Această baie de picioare poate fi folosită încă de 2-3 ori, dacă este reîncălzită. Pentru spălat pe cap, urzicile proaspete sau uscate, cât luați cu ambele mâini de 10 ori, se pun într-o oală de 5 litri cu apă rece și se încălzesc încet la foc mic până la fierbere, după care se lasă să stea 5 minute. Dacă se folosesc rădăcini de urzici, se pun 2 mâini pline de rădăcini să stea peste noapte în apa rece. Se încălzește totul a doua zi până dă în clocot și se lasă să stea 10 minute. Pentru spălatul pe cap ar trebui întrebuințat în acest caz săpun medicinal. Culegerea urzicilor se va face cu precauțiile necesare pentru a evita fenomenele neplăcute în urma contactului pielii cu planta. Acest lucru se poate realiza prin purtarea mănușilor și, în general, prin îmbrăcăminte corespunzătoare, care să prevină atingerea directă a plantei de tegumente. Nu se vor folosi ca materie primă pentru preparate fitoterapeutice urzicile mature, deoarece toxinele care rezistă chiar la fierbere pot produce iritații la nivelul tegumentelor, al mucoasei gastrice și al mucoasei căilor urinare. Preparatele din urzică nu se administrează la copiii sub 2 ani, la femei în timpul sarcinii sau alăptării. La copiii mai mari și la vârstnicii peste 65 de ani, se va începe cu preparate mai puțin concentrate. Din cauza acțiunii sale diuretice, consumul prelungit de urzici poate cauza un dezechilibru electrolitic. Femeile care abia au născut nu trebuie să consume urzici, iar oamenii care mănâncă în mod repetat această plantă trebuie să aibă grijă ca în dieta lor zilnică să introducă destul potasiu. Cercetările de laborator au dovedit că urzica determină contracțiile uterului, deci și femeile gravide ar trebui să se ferească de consumul de urzici.